Ziua Nunții este ziua cea mai încărcată emoțional pentru mire și mireasă, unde ei sunt actorii de bază și tot ei realizează rolurile principale. Însă rochia va fi pusă deoparte, tortul tăiat, florile se vor ofili, urmele petrecerii se vor șterge, iar micile neliniștiri și supărări îi vor învăța dăruirea și încrederea din care își vor construi o viață. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? Fiindcă seara este frumoasă, deosebit, una de poveste și plină de surprize frumoase. Dragilor și primirii Alexei Nica, să știți că în acest moment aveți o surpriză, una deosebită, inedită, la care vă invităm aici, mai în față. Între timpul, invitați-mă doamna o producție în sănătatea voastră. Așa, veniți aici mai la mijloc. Și să vedem despre ce surpriză. Aplauzele dumneavoastră. Și noi ascultăm aici de la cine, pentru cine știm. În mie fiindcă sunt acumulării la rezort. Am văzut în această zi să ai frumoasă, nu știu de cineva. Ce spune de cine e surpriza? De la cine credeți că e surpriza? Lica deja are emoții frumoase în ușor. Vreau să-mi spui, da? În această zi frumoasă, aș fi vrut să fim acasă, să vedem cât e frumoasă, pe pierdută numireasă. Mirele e prin cel, cât stă bine lângă el, să fii cântătă mereu și la greu și la greu. Iată zbărnie cât mai frumoasă, cu iubire și căldură în casă. Noi de acasă am plecat, dar pe voi nu am uitat. De ție o poartă specială, când e frumită și frumoasă. Tot e un cârcoș cumpărat, dar nu și prietenia. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Când oricine are de așa prieteni în parte, vă doresc să vedeți de toate, să trăiți nedepărțiți, să aveți multă sănătate în funcția de fericit. Și în această mică urmare, vine de la noi, în depărtare, de la Mărcușa Tătiana și Carina. Să ne uitați că vă iubim. Cea mai sinceră urare pe care o facem astăzi este că de un poartă, dragostea voastră nu poate de celor, să se apreciază, să crească, astfel încât, atunci când veți primi înapoi pe acea zi, ziua Dumnezeu voastră. Să o considerați de ziua în care vă iubeați cel mai puțin. Să vă dea Dumnezeu cu vieții noștri, sănătoși, ca să ajungeți și voi la lumea vostru să vă ajutați de ei. Această zi se va sfârși atât cum e bine, însă pe prietă cu mai ei, este client, să vă dăm seama că ea a fost cel mai frumos început al vostru, acel dat, care astăzi va unui deschidere să vă trimit în calea voastră la momentul frumoasă. Să fie bine și un viitor plin de bunăstare. Dragi oaspeți, orice cuvinte nu e mai ușoară, dar pe calea asupra mai multor persoane. Dacă trăiți de mai mulți, astăzi s-a întâlnit o nouă linie de uriere între familia Mirului și a Mirei. Dacă o să învoată durerea aceasta se va înjumătăți, dacă o să învoată bucuria aceasta se va lua. Urăm anunți celor care s-au mântuit astăzi, ca să se preauză și un sincer la mulți ani. Să fiți fericiți! Vreau să vă pun o diplomă cu compoziție. La 100 de ani se mă chema cu mine la
Mulțumim mult! Mulțumim pentru această minunată surpriză din partea Mătușei și încă o dată rugăm aplauzele dumneavoastră ca să le apare emoțiile astea frumoase la mine și la și rugăm locarii mulțumesc că trăiască pentru mine și mireasă. Pare simplu, însă pregătirea înseamnă a găsi un cadou potrivit, a alege momentul potrivit, a alege cel mai frumos buchet de flori și a selecta cele mai emoționale cuvinte. Toate aceste nuanțe trebuie bine gândite, iar uneori nici nu ne dăm bine seama cum toate acestea se transformă într-o problemă. De aceea, noi cei de la compania Livrare Flori venim întotdeauna cu soluții în acest sens. Noi înțelegem și încercăm să intuim sentimentele dumneavoastră. Astfel, facem ziua ta mai dulce.